extraordinar. Băiatul deja a pierdut controlul volanului și a intrat în roțile din spatele camionului, pe care l-a ricoșat și l-a aruncat acolo, dar n-am văzut faza, nu pot să vă comentez nimic. Și cum ați auzit? Cum mergea pe șosea? Probabil că mergea strâmb sau știu eu, dacă odată ce a miraculat camionul la partea din spate, vă dați seama. Deja i-au trecut unul pe lângă celălalt și n-au avut probleme. De-abia la partea din spate a racolat camionul cu dubița. Mulțumim! Din primele cercetări se pare că un microbuz care circula dinspre Nădlac, într-o curbă periculoasă, semnalizată pe fondul probabil la viteze neadaptate, a trecut pe contrasens și s-a lovit de semiremorca unui tir care circula din sens opus. În urma acroșajului, microbuzul a părăsit partea carosabilă, iar conducătorul microbuzului a decedat în urma impactului. Mulțumim frumos!